Din primele cercetări, polițiștii sosiți la fața locului au stabilit faptul că cel aflat la volan, un tânăr în vârstă de 22 de ani din orașul Giurgiu, a pierdut controlul direcției de mers și a lovit un parapet al podului peste râul Mureș. Din păcate, în urma impactului, toți cei 5 ocupanți ai autoturismului respectiv, conducătorul auto și cei 4 pasageri și-au pierdut viața. De asemenea, în urma acestui eveniment rutier a fost rănit și un minor în vârstă de 15 ani care se deplasa pe drumul public în calitate de biciclist. În acest caz, polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs acest eveniment rutier și a luat măsurile care se impun.